Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 22 Și răspunzând de Iisus, a vorbit iarăși în pil de zicându-le, Împărăția cerurilor a semănat sa unui împărat care a făcut nuntă fiului său și a trimis pe slugile sale ca să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au voit să vină iarăși a trimis alte slugi zicând, Spuneți celor chemați, iată, am pregătit ospățul meu, juncii mei și cele îngrășate s-au junghiat și toate sunt gata. Veniți la nuntă, dar ei, fără să țină seama, s-au dus unul la țarina sa, altul la neguțătoria lui, iar ceilalți, punând mâna pe slugile lui, le-au bagiocorit și le-au ucis. Și auzind împăratul acestea, s au umplut de mânie și trimițând oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și cetății lor i-au dat foc. Apoi a zis către slugile sale, Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici. Mergeți deci la răspântile drumurilor și pe câți veți găsi, chemați la nuntă și ieșind slujile acelea la drumuri, au adunat pe toți câți i-au găsit, și răi și buni, și s-au umplut casa nunții cu oaspeți. Iar intrând în păratul ca să privească pe oaspeți, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Și i-a zis, Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor, Legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși. În vremea aceea s-au dus fariseii și au ținut sfat ca să-l prindă pe el în cuvânt și au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu Irodianii zicând, Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne deci nouă, ce ți se pare, să cuvine să dăm dajdie cezarului sau nu? Și Isus, cunoscând viclenia lor, le-a răspuns, Ce mă ispitiți, fățarnicilor?" Arătați-mi banul de dașdie. Iar ei i-au adus un dinar. Isus le-a zis: Al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns au ei: Ale Cezarului. Atunci dați Cezarului cele ce sunt ale Cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat și lăsându-l s-au dus. În ziua aceea s-au apropiat de el saduchei, cei ce zic că nu este în viere, și l-au întrebat zicând, Învățătorile, Moise a zis, dacă cineva moare neavând copii, fratele lui se ia de soție pe cea văduvă și să ridice urmași fratelui său. Deci erau la noi șapte frați și cel din tâi s-a însurat și a murit și, neavând urmaș, a lăsat pe femeia sa fratelui său, asemenea și al doilea și al treilea până la al șaptelea. În urma lor a murit și femeia. La înviere, deci, a cărui dintre cei șapte va fi femeia, căci toți au avut o desoție. Răspunzând, Iisus le-a zis, Vă rătăciți neștiind scripturile nici puterea lui Dumnezeu, căci la înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca Îngerii lui Dumnezeu în cer. Iar despre învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus vouă de Dumnezeu zicând, eu sunt Dumnezeului Avram și Dumnezeului Isaac și Dumnezeului Iacov, nu este Dumnezeul morților, ci al Viilor iar mulțimile, ascultându-l, erau uimite de învățătura lui. Și auzind fariseii că a închis gura saducheilor, s-au adunat la oaltă. Unul dintre ei, învățător de lege, ispitindu-l pe Iisus, l-a întrebat, Învățătorule, care poruncă este mai mare în lege? El i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel cu aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Și fiind adunați fariseii, i-a întrebat Iisus zicând, Ce vi se pare despre Hristos? Al cui fiu este? Zisa lui, al lui David. Zisa lor, cum deci David în duh îl numește pe el Domn, zicând, Zisa Domnul Domnului meu, șez de-a dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Deci dacă David îl numește pe el Domn, cum este fiu al lui și nimeni nu putea să-i răspundă cuvânt și nici n-a mai îndrăznit cineva din ziua aceea să-l mai întrebe.